Când prinde blestemul? Blestemul prinde atunci când există la mijloc nedreptatea. Dacă, de pildă, o oarecare femeie își bate joc de alta ce este măhnită sau îi face vreun rău, iar cea măhnită o blesteamă s-a terminat, se pierde nemul ei. Adică, atunci când fac rău cuiva și acela mă blesteamă, se prind blestemele lui. Îngăduie Dumnezeu și se prind, precum, de pildă, îngăduie ca unul să omoare pe altcineva. Când însă nu există nedreptate, atunci blestemul se întoarce la cel ce l-a rostit. Și cum se slobozește cineva de blestem? Prin pocăință și spovedanie. Cunosc multe cazuri de oameni care s-au chinuit din pricina blestemelor, deoarece au fost vinovați, dar care atunci când au înțeles că au fost blestemați, s-au pocăit, s-au spovedit și s-au îndreptat. Dar dacă cel ce a fost vinovat spune, Dumnezeu le-am făcut asta și asta, iartă-mă, și se spovedește cu durere și sinceritate, atunci Dumnezeul îl va ierta. El este Dumnezeu. Părinte, este pedepsit numai acela care primește blestemul său și acela ce îl spune? Cel ce primește blestemul se chinuiește în viața aceasta, iar cel ce a blestemat se chinuiește și în viața aceasta și se va chinui și în cealaltă, pentru că va fi pedepsit de Dumnezeu ca un ucigaș dacă nu se va pocăi și spovedi. Pentru că, să zicem, poate cineva să te necăjească, însă tu cu blestemul ce îl dai, este ca și cum ai lua pistolul și l-ai omorât. Cu ce drept faci asta? Orice ți-ar fi făcut celălalt, nu ai dreptul să-l omori. Ca să ajungă să blesteme cineva, înseamnă că are răutate. Cineva blesteamă atunci când o spune cu patimă, cu un verșunare. Blestemul când vine de la omul care are dreptate, are mare putere, mai ales blestemul văduvei. Mi-aduc aminte de o bătrână care avea un căluț și îl lega la marginea pădurii să pasc. Fiindcă era puțin zbordalnic, l-a legat cu o funie mai tare. Odată au mers trei femei în pădure să tai lemne. Una era bogată, una văduvă, iar cealaltă orfană și foarte sărac. Au văzut calul ce era legat cu funia și păștea și au zis, nu luăm funia să legăm lemnele. Au tăiat-o în trei și fiecare din ele au luat câte o bucată să își lege sarcina ei. Firește, calul a fugit. Când a venit bătrâna și n-a aflat calul, s-a mâhnit mult. A început să-l caute peste tot, s-a ostenit mult să-l găsească. În cele din urmă, după ce l-a aflat, a spus supărată, pe ceea ce a făcut asta să o ducă cu aceeași funie. Într-o zi, fratele femeii bogate făcea glume cu o pușcă crezând că e goală, era din cele cele losere italienii și a împușcat-o pe soră sa în gât. Trebuia să o ducă la spital și trebuia funie ca să o lege pe scara de lemn. În ceasul acela s-a găsit o bucată de funie, acea furată, dar n-a ajuns. Au adus și cele două vecine ale ei, cele două bucăți furate și au legat-o de scară și au dus-o la spital. Așa s-a înfăptuit blestemul bătrânei să o ducă cu aceeași funie. În cele din urmă a murit sărmana. Dumnezeu să o odihnească. Vedeți, a prins blestemul la cea bogată care nu avea nevoie materială. Celelalte și aveau sărăcia lor, avuseseră oarecare îndreptățire.